Acum urmează, ai făcut ce ai făcut, ai ieșit, te-ai rebirth, te-ai renăscut, da? Din cenușă, pasăre Phoenix, ce ești? Mi-am luat un tarot nou. Dar știi cum l-am luat? Am văzut o cutie cu magic, cu negru, cum se deschidea cumva așa mai, da? Și zic, asta e mișto, cutia asta mi-ar place. Ce e în ea? Deci, nici nu am prea văzut. M-am uitat la ea și mi-a atras privirea altă. Mi-au atras alte cărți privirea. Da? Uite așa ceva. Și zic, ăla mai arată cutia mai mișto, dar astea le-am luat în mână și mâna stângă ardea. În sens de, am simțit energia cărților. Tu îți dai seama? Ce puternic. Deci, când se trezește în tine, se trezesc în tine cărțile și ghiocul, te duci și îți iei primul care ți apare. Ei, primul ăla care ți apare. Pardon. E ceea ce trebuie. Adică îți vine, știu că am alergat, nu era, na, tot întrebam, dar n-aveți așa ceva, se tau ca la și am intrat într-un magazin, nici nu mai știu unde, gen, acum să nu le zic pe nume, era supermarket, cu mâncăruri, cu nu știu ce, și niște cărți erau acolo. Și o cutie de tarot prima mea. Și eram așa fericită și am înșfăcat-o și pește drum. Așa, și după aia mai din când în când mai câte o cutie. Dacă îmi place, mă cheamă, mă duc și da. Și acum am zis să caz gura pe la cărți. Nu de citit. De citit. Și a fost așa o chestie mai ciudățică acolo s-a întâmplat. Divin cumva ți se spune, ți se arată de câte ori mă duc să-mi iau ceva și din mâncare și din da, ce ai nevoie. La un moment dat întinzi mâna să iei ceva și vine cineva foarte pornit așa, da? În viteză, ia ce trebuie să ia și pleacă. Ca și cum te ghidează să nu iei ce te gândești să iau, să nu iau. E fix aia ce a venit să ia cineva, acolo trebuie. Așa a fost până acum la mine. Și nu m-a păcălit. A fost ok. Semnele, da, semnele. Dar azi a fost foarte mișto faza. S-a apropiat o doamnă, o ciudățică, o... Da. Și s-a întins acolo după cutia aia care am văzut-o eu. Așa, foarte, da, era. Și cutia. Și ea s-a întins și a luat una și erau două. Și zic, a bun că-s două, dacă o ia ea, poate că o să iau și eu. Mă gândesc, mă mai gândesc. Ea a ținut-o un pic. Trebuia să cumpere nu știu ce. Și s-a răzgândit și a pus-o la loc. Și eu zic, divin mi s-a arătat să iau cărțile. Și mi-a fugit ochii în stânga. După situația asta mi-a fugit în stânga și am pus mâna pe cărțile astea. Și imediat am simțit. Uite și acum simt. Sunt alb-negru, foarte frumoase. Și da. Și nu știam cum sunt înăuntru, că sunt închise, nu ți le arată. Le iei acasă și le... și am simțit așa puternic, m-a rostogolit aici ceva. Și după aia am pus mâna pe alea care am vrut să le iau și dacă le luam, ce? Acolo era rece, nu simțeam nimic. Nimic, nimic. Dar tot mă mai gândesc la, și la alte. Nu știu de ce.
Așa. Acum, ți se deschid. Cum se deschid drumurile? Adu-ți aminte prin ce ai trecut, situațiile de la servicii, de acasă, ce vroiai să ți se întâmple, dar erai cu pleazna pusă, erai în războiul magic, erai în zi cum vrei. Era un vis, să zicem, să faci ceva, da? Bine, la actorii mai ușor. Aș vrea să mă filmez nu știu unde, aș vrea să trec un casting și să joc într-un spectacol, aș vrea să fac, da? Și cumva e mai concret. Te-au luat, nu te-au luat. Ori în alte profesii e cumva altfel să-ți reușească acolo un proiect sau să nu. Na, din astea, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Și erai în războiul magic și ți se lua, ți se arăta, știi? Ți se arăta, era alergat pe cer, că alergat, adu-ți aminte. În situația dată și ziceai, oh my God, de unde au venit să facă nu știu ce, de unde au, în proiect să zicem, cine ce, cu cine rezonează. Wow, te-au băgat în seamă, te-au, da, și tu nu aveai treabă, adică tot știi locul, ți l-ai știut și ți-ai știut cine ești, cum ești și ce talente ai sau n-ai și cât de deștept de prost e. Adică fiecare om își știe locul, nu? Dacă cumva din afară, cumva, dinăuntru tău știi, da? În afară, din proiecții, dacă. Dar tu nu erai încă trezit, trezit. Erai pornit, pornită. Pe trezire, da? Și dintr-o parte, și din alta, propuneri, da? Și numai un fel de era, un fel de ți arăta. Intuiția. Intuiția. Demon. Luna, e bine. Intuiția e strong. Știi ce știi. Spui ce spui. Și ți arăta numai. Vrei? Și tu ca un copil, da. Și făcea, nu-ți dau. Știi? Da. De câteva ori. Deci de câteva ori. De vreo 3-4 ori tot așa. Și deja puneai, făceai, drăgeai și parcă ți fugea între, da? Ei, acum ți se deschide tot, nu? Că drumurile ți se deschid. Stelele, da. Se deschide tot în fața ta, se dă vălul la o parte și mergi. Acum ai să ai propunerile, întâi să simți din nou freamătul ăla de da, o să mă ia, nu o să mă ia, da, o să-mi iasă, nu o să-mi iasă proiectul, da, o să fac, nu o să fac, o să merg, da? Ai freamătul ăla de relax, da? Relax. Ești unde ești, știi unde ești, știi cine ești, da? Știi despre ce e vorba. Tu proiectezi acum, nu vine, nu-ți proiectează nimeni. Tu ai un fel de visele te ajung din urmă, alea care ți le-ai proiectat și n-ai trecut prin ele. Și ele abia te așteaptă, da? Te invită să pășești în așa ceva. Să te deschizi, să te distrezi, să te simți așa, bun. Star. Stiluț. Iar stea. Iar stea. Ok. Era luna și acum steaua. Ai plecat, gata. Ai plecat. Și nu mai merge cu da, dar dacă. Lovers. Of, ce frumos, da. Dar dacă îmi iese, da dacă nu mi iese, da dacă mi iese, da dacă nu mi iese, da dacă, știi? Măi, nu mai. Ți iese tot. Și dacă nu iese, îi un iese, un fel de iese, ți-a ieșit. Paradox, schimb percepția și înțelegi. Că trebuie să guși din ceva și să îți iasă, da? Și dacă nu ți iese, trebuia să guși din ceva ca să înțelegi. Că e pentru tine sau nu e pentru tine. Dar m-am săturat tot, iar să mă duc nu știu unde, iar să fac nu știu ce, iar să nu. Nu, 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 nu. Sunt niște lucruri care lumea de mult era într-o direcție sau alta, dar tu nici cum, tu erai în programele vechi, da? Un fel de erai cu jobul la stat și lumea toată era pe contracte. Și
Tu numai atât făceai, wow, cum pot oamenii ăștia să-și permită luxul să stea pe contracte și să nu le fie frică și să aibă curaj, cândva, da, în alte programele. Și acum ți se deschid de niște drumuri și o să fie insistente deschiderele. Nu o să fii lăsată în pace până nu accepti niște lucruri. Dai seama, până nu accepti ceva ce trebuie să faci și să dregi. Bun. Da, asta a fost. Asta a fost. Da, acolo ești și te distrezi. Nu contează. Dar o să mă, cine, iar nimeresc în, iar se uită lumea ca la împărăteasa. Corect. Împărăteasa, tu, împărăteasa, băiat, fată, împărat, împărăteasă, vedeți cum, da? Răsturnați pe voi, îmbrăcați pe voi situația dacă rezonează. Împărăteasa, da, intuiția, da. Iar intuiția a căzut, ai văzut, te distrezi, hotărăște-te odată. Bă, zi, bă. Bă. Păi da, până când? Gata. Ai verde, da? Ai unde verde. Gata. Acum vezi și tu, plus, minus, mai stânga-dreapta, mai... Ai văzut azi ce frumos s-a întâmplat? Erai în autobuz prin oraș și ziceai, domne, nu apuc la autobuzul ăla pentru ăla care mă duce în sat. Am eu acasă, nu apuc. Nu, era fix. Și mă gândeam, asta e, ori n-apuc și ce vrei să-mi arăți acum? Mă gândeam eu cu mine că nu apuc și să mă duc să mă mai plimb sau merg eu în autobuzul ăsta și în spate merge ăla care, că era o rută, aceeași rută cam până la un punct. Și ăla de la, care mă duce la... În sat, e în spatele meu și nu m-am ieșit din autobuz și era cineva din sat acolo, așa m-am bucurat, zic, n-a trecut a noastră încă și ea face, nu, uite-l în spate, nu mai am nimic să cred. Acolo ești gata, ai unde verde, la orice ar fi, nu contează, ai un pic de dubie, asta e că oameni suntem, știi? E un fel de, da, sufli și în iaurt, te-ai fript odată, n-ai treabă, deschide-te și distrează-te. Da. Da. Partea materială, da, acceptă pământul, partea materială, acceptă. Alb-negru, acceptă în viață și fă-i spațiu și cu drag și respect, acceptă. Da. Acceptă toate proiecțiile. Și acum știi, acum chiar dacă dai cu bâta în baltă, acum dai, acum, cine dă? Ia uitați-vă cine dă cu bâta în baltă aici, un pic altfel și arată și sună altfel, tot te distrezi. Tu înțelegi că dacă schimbi percepția trebuie din toate șelea să te distrezi, din toate helea. Așa, azi. Da. Da. Și nu mai merge dacă nu-ți merge în dragoste, îți merge în bani, în material, da? Deci dacă nu-ți merge în bani, îți merge în dragoste. Nu mai merge, sunt toate împreună. Ai programele vechi, le-ai acceptat, ai trecut prin tot, da, soarele, gata. Bun. Ok.